Managementul durabil și accesibilitatea sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă sunt doar câteva aspecte ce trebuie aplicate în Republica Moldova pentru a putea spori gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la dreptul omului de a avea parte la apă potabilă sigură. Acest fenomen a fost abordat la Chișinău în cadrul unei conferințe naționale Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova, organizat în comun cu Congresul Autorităților Locale din Moldova. Este o conferință dedicată și sărbătorii sau zilei mondiale a apelor, pe care o menționăm de fiecare dată la 22 martie și ca orice sărbătoare sau eveniment este și un bun prilej de totalizare a celor realizate cât și a celor planificate. În așa fel ca să vedem care sunt perspectivele, care sunt oportunitățile, care sunt soluțiile, cât și impedimentele, acele, poate chiar greșeli, lecții învățate care ar fi bine să fie preluate de către noi pentru a ne înarma, pentru a deveni mai puternici. La începutul acestui an a fost aprobată strategia cu privire la alimentare cu apă și canalizare pentru Republica Moldova, strategie dedicată pentru anii 2014-2028, o strategie actualizată care, în scurt, aș spune că se bazează pe principiul regionalizării și noi vrem ca prin această strategie să vă anunțăm că, reieșind din faptul că 85% din apa potabilă pe care o are Republica Moldova sunt în aceste două fântâni orizontale care sunt râurile Prut și Nistru și numai 15% din restul apei potabile se află în interiorul țării, apele subterane, care nu sunt amplasate uniform. Deci avem regiuni întregi, state destul de multe, care n-au avut și nu vor avea cupărire de râu în apele subterane, ape potabile. Pentru a potabiliza aceste ape, avem nevoie de cheltuieli, de multe ori destul de consistente, pentru a le potabiliza, pentru a le trata. Acest lucru trebuie să-l înțelegem. În afară de aceasta, trebuie să înțelegem că orice țară care cu adevărat se gândește la viitorul său și care se gândește la viitoarele generații, cred că aceste 15% din apele subterane ar putea să devină și trebuie să devină o rezervă de aur a Republicii Moldova, a acestei ape subterane, care ar fi rezerva de aur pentru generațiile viitoare, deoarece trebuie să spunem din start că apa, problema apei, este o problemă globală. Republica Moldova este o țară cu resurse limitate de ape, inclusiv ape potabile, și este absolut necesar să ne gândim la această rezervă de aur pentru generațiile viitoare. La eveniment, primarii și participanții au avut posibilitatea să-și expună ideile față de problemele de protejare și gestionare eficientă a surselor de apă, vitale pentru generațiile prezente și pentru cele viitoare. Astăzi discutăm acest subiect important de apă, de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare, care de fapt este o problemă și de mult discutată, și aș vrea pe această cale să salut și să apreciem de fapt din numele tuturor autorităților publice locale această inițiativă și această cooperare cu Ministerul Mediului, pentru că numai așa noi vom putea discuta problemele și vom găsi și împreună soluții de a găsi cât mai multe posibilități și oportunități pentru a soluționa problemele comunităților noastre. Ceea ce ține de apă potabilă și sisteme de canalizare este problema care de fapt zilnic o discutăm noi, autoritățile publice locale, în localitățile noastre. Este o problemă foarte mare pentru că multe localități încă nu dispun de apeducte în rețea, multe localități nu au apă de calitate, multe localități nu au sisteme de canalizare. Anul 2012 a fost desfășurat un concurs național, Filmul și apa, care în toamna anului 2013
în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului Republicii Moldova, a avut loc un concurs regional pentru tinerii din bazinul râului Nârnova. Ne dorim foarte mult să implicăm tinerii nemijlociți, pentru că tinerii constituie viitorul națiunii, pentru că tinerii sunt activi și trebuie să vină cu inițiativa de a se implica. SEAM își propune de a face din concursul național Filmul și Apa o tradiție frumoasă, în care fiecare tânăr își poate exprima emoțiile, trăirile vis-a-vis de problema adresată. Vom veni și cu un set de recomandări și politici în gestionarea serviciilor de apă și canalizare. Ca și metodologie, mulți primari știu că și partenerii de dezvoltare au fost făcute vizite de studii, mese rotunde de consultare, atât cu operatorii cât și cu apele, dar inițial discuții permanente și cu partenerii de dezvoltare și cu instituțiile guvernamentale. Proiectul nostru lucrează cu orașele centre regionale, inclusiv municipiul Comrat. Misiunea proiectului este de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor Republicii Moldova prin consolidarea capacităților administrației publice locale și eficientizarea serviciilor publice. Așa. Și totodată obiectivul proiectului este de a fortifica capacitatea autorităților publice locale în scopul prestării serviciilor publice. Și aici ne referim și la instituțiile subordonate, inclusiv întreprinderile municipale. Sporirea accesului cetățenilor la informația publică, creșterea transparenței actului decizional, dezvoltarea capacităților administrației publice locale de a accesa fonduri regionale, internaționale, eficientizarea utilizării resurselor energetice, învățarea practicilor în domeniul managementului financiar. În Republica Moldova, din totalul de 1681 de localități, 1032 au sisteme centralizate de aprovizionare cu apă potabilă. Potrivit statisticilor, 44% din populație nu are acces la apă potabilă sigură. Cea mai mare parte din apa subterană utilizată în scopul potabilizării este inadecvată din cauza poluării naturale sau antropice, iar în mai multe localități apa consumată nu corespunde parametrilor microbiologici.